Scandal astăzi la primăria Deva în timpul unei dezbateri publice ce a avut ca subiect construirea unor blocuri a unui teren de sport și a unui supermarket. Proprietarii unui număr de 60 de case, vile și duplexuri din cartierul Viile Noi acuză investitorul privat că a modificat proiectul inițial și au cerut astăzi la rândul lor modificarea proiectului. Investitorul nu are de gând să facă acest lucru, iar protestatarii spun că vor apela la instanță și la înțelepciunea consilierilor locali. Primăria Deva a dat toate acordurile și avizele necesare construirii într-o zonă de case din cartierul Viile Noi a unor blocuri, sale de sport, supermarket și parcări. Peste 60 de proprietari din zona respectivă își văd astfel spulberată oaza de liniște și confort în care au investit de-a lungul zecilor de ani, tocmai ca să scape de stresul citadin. Dezbaterea publică a fost plină de reproșuri și de acuzații din partea ambelor părți, atât a investitorului cât și a proprietarilor prezenți. Fiecare și-a susținut cu argumente cauza, dar în final nu s-a ajuns la niciun rezultat. Ce s-a propus și cu ce nu sunteți de acord? În primul rând, locuitorii zonei nu sunt de acord cu construcția de blocuri în zonă, într-o zonă tradițională de case, vile, duplexuri, în care s-a trăit dintotdeauna în acest mod. Oamenii și-au făcut investiții în zona respectivă, știind că acea zonă este o zonă de case și este o zonă care prin tradiție, așa a fost dintotdeauna. Aceste blocuri vor duce un disconfort locuitorilor zonei, mai ales că foarte multă lume și-a făcut aceste investiții și au ajuns la o vârstă în care nu-și mai permit să mute, să se ducă în altă parte. Gândiți-vă ce înseamnă în zonă o poluare cu cel puțin, cele 64 de apartamente reprezintă cel puțin 250 de oameni, cel puțin 100 de mașini care în fiecare dimineață vor pleca. Sigur că e normal, pleacă la servici, vin de la servici, duc copii, aduc copii înapoi, vizite, plus spațiile comerciale, plus o sală de sport, care nu va asigura că va asigura un disconfort total locuitorilor zonei. Cu atât mai mult este vorba și de acel trafic care se deschide între strada Horea și strada 16 Februarie, care nu va putea fi preluat de dimensiunile geometrice ale străzii 16 Februarie, care la ora asta și 10 mașini, dacă sunt acolo, deja creează o problemă. Și ce propuneți? Noi am propus că, sigur, domnul Molnar și-a cumpărat acele terenuri, propunem să se facă în continuare vile, locuințe, duplexuri, case de vacanță, nu avem absolut nimic împotrivă și chiar dorim să fim niște vecini foarte buni și cu dânsul. Dânsul a spus că nu renunță la proiectul. Dânsul nu renunță la proiect, o să vedem ce facem mai departe. Încă nu am luat o hotărâre, vedem ce să discută și în Consiliul Local, ce hotărâre vor lua consilierii, sper să judece cu sufletul și să se uite în oglindă în momentul în care vor decide soarta acestei zone. Locuitorii din zonă sunt de părere că administrația locală încearcă, prin aceste construcții, să modifice planul urbanistic zonal. Există un plan urbanistic general, există și un plan urbanistic de zonă, numai că se dorește modificarea acestuia. Noi așa considerăm că se dorește modificarea acestuia chiar și pe porțiuni prin care să se construiască aceste blocuri. Precedentul odată creat se va extinde în mod clar și în alte zone din acest cartier. Și atunci vă dați seama ce se va întâmpla. Eu am văzut asemenea zone în care există case, blocuri, case, blocuri. Mi se pare ceva chiar hidos. Eu nu-mi doresc să umplăm prin judecăți, dar eu nu o să dau înapoi pentru că este foarte legal ceea ce facem. Da. Aici a intervenit oportunitatea. Eu nu v-am întrebat de ce v-ați făcut casă, unde stați, nu am venit să vă întreb. Stau de când am născut aici, nu așa. Haideți să discutăm pe subiect, să lămurim pe ce vă convenește dumneavoastră. Ne dorim să renunțăm la dumneavoastră. Nu o să renunț niciodată. Niciuna dintre părți nu a vrut să renunțe, iar dezbaterea publică s-a încheiat după mai bine de o oră, fără niciun rezultat.